Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bun găsit! Bine ați venit la Out of the Box, programul care vă pune la încercare credințele, naște noi întrebări și, desigur, răspunde altfel la controverse. Eu sunt Cătălin Striblea, v-am spus ce ne-am propus, invitatul meu permanent este Loran Balint, expert în marketing. Salut, Boții! Salut, Cătălin! Astăzi o să vorbim tot despre comunicare, cum v-am propus săptămânile trecute, despre așa numitul reframing mm -hmm. sau preîncadrare. Știți la ce e bun? În momentul în care nu vă crede cineva, sau aveți o controversă cu cineva, sau vă certați, sau vreți să transmiteți un mesaj care nu este bine perceput, încercați să schimbați unghiul povestea. Am avut zilele trecute, săptămânile trecute, de fapt, o conferință, să zicem așa, despre corectitudine politică alături de scriitorul Radu Paraschivescu, în care am vorbit de o parte și de alta corectitudine politice respinsă de foarte multă lume aici în țara noastră și am zis, sigur, corectitudinea politică este nasoală și rea și ne pune să facem tot felul de lucruri, dar, zic, devine deodată bună în momentul în care un prezentator francez se ridică la masă într-un studio de televiziune, mimează un cerșitor și spune e, românii, <hânt> și atunci vă simțiți lezați, nu? Pentru că ați schimbat pârghile. Ăsta este un reframing. S-a schimbat, le-am schimbat oamenilor perspectiva și le-am spus, nu vă îngroziți, pentru că s-ar putea să vă fie folositor. Așa cred că am procedat bine <hânt> în reframing. <hânt> am folosit una dintre tehnicile povestite de tine. Tu ce zici? Eu zic că este foarte important nu doar cine o zice, ci și cum o zice. Adică degeaba ești un politician recunoscut în care oamenii au încredere dacă la un moment dat un proiect frumos pe care îl ai nu știi să-l prezinți ca lumea și îl prezinți într-un mod în care de multe ori sperie pe oameni sau îi determină să-l respingă. Și atunci este foarte important nu doar cine o zice, ci cum o zice. Și aici trebuie să dăm o atenție mai mare. Și am o serie de exemple aici. Primul care îmi vine în minte este din al doilea război mondial, în care Marea Britanie, în condițiile de penurie, au decis să creeze niște cantine sociale la nivelul întregii țări. Adică nu mai era mâncare. Nu mai era mâncare, era dificil, dificil să-ți asiguri traiul zilnic. Iar Winston Churchill când a văzut planul, nu, 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 nu stați așa, cum adică cantine sociale sau ceva, nu, British restaurants. British restaurants. British restaurants și să, le, să investim un pic mai mult, să le facem să arate a restaurant, astfel încât oamenii să nu simtă că vin la o cantină socială, cum le zicea în engleză, communal feeding restaurant, ci să vină la un British restaurant. Adică să nu simtă că li se schimbă statutul social, că au sărăcit, că nu au să, răcit, -au da. să mănânce. Ci că vin să se simtă bine. Da, și că este un loc unde împreună trecem peste acest moment uh, greu, dar care este mai apropiat de un restaurant decât de o cantină. Aceeași inițiativă, în proporție de 98%, uh, schimbându-i numele și punând o plantă verde pe perete care să mai încalzească un pic atmosfera, uh, dintr-o dată nu mai era uh, același lucru. British Restaurant, restaurant britanic. De foarte interesant. Știi că mi-ai schimbat perspectiva la un dat? Am uh, conlucrat noi un pic și am fi dorit mai mult pentru un proiect al navigatorului Albu. Uh, Marius am, Albu, da. Marius Albu. Marius Albu a făcut înconjurul lumii de unul singur într-o barcă, uh -huh. da, într-un iaht, să zicem, mic din ăsta, mic cu, cu vele, da? da, da. Și, uh, bun, ok, eu am zis... Să, păi, s-a mai făcut. Adică, da, adică e o încercare temerară, înțeleg curajul omului, dar tot auzi în istoria lumii da. de oameni care au făcut... Și plus, oceanele lumii sunt pline astăzi de tot felul de embarcațiuni, adică exact. nu mai e e cum plin era de vapoare, ai exact. de asta tehnologie... Pă radar, ai tehnologie de satelit mai dai de un vapor pe aici, pe acolo mai sunt niște oameni, parcă planeta pot e plină poți să, plin. să cere ajutor dacă e nevoie în cască. Este. E, și atunci am făcut o paralelă cu de fapt am făcut un reframing în care am explicat stai așa, că în anumite momente pe oceanele lumii cei mai apropiați oameni de el vor fi cei din stația spațială internațională Cum? deci practic cei mai apropiați oameni nu sunt pe orizontală, sunt pe verticală da. <laughs> sunt sus și asta, dintr-o dată, îți pune lucrurile într-o altă perspectivă. Adică, da, sunt mai populate, mai navigate mările oceanelor, dar nu atât de mult pe cât credem și sunt mai mari decât credem, de multe ori. Da. Și atunci, în mare parte din perioada călătoriei, cei mai apropiați oameni erau cei de sus de stație și chiar zicea la un moment dat, se uita pe cer să vadă când trece... Stația spațială. Da, când se da pentru drumit. că el era un punct izolat în ocean. Foarte interesantă perspectiva. În pe momentul ăla realizezi că, de fapt, nimeni nu-ți poate sări în ajutor. Și oricâtă tehnologia tehnologie ai avea, nu ai ce. Adică poți să dai semnalul de SOS, și cam asta e. Deși tot. intenționat sau nu, într-adevăr, poate doar să-ți sară în ajutor, adică. <laughs> <laughs> să sară de sus în ajutor. Da, 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 da. Cred că oricum erau cei care puteau să ajungă mai repede, continuând în chestiunea asta de glumă. Uh, sigur că reframing-ul este teribil. O să mai adaug eu un exemplu aici. Mai ales în momentul în care vă dați seama că hărțile noastre ale societății occidentale, deși impuse în toată lumea, sunt construite de o manieră în care nouă, occidentalilor, europenilor, ni se dă o importanță mai mare decât restul globului și uh, încep să te sperii când calculezi distanțele de avion, că alea sunt mai reale, știi? Îți dai seama de dimensiunea Africii de Sud, de exemplu, care e o mare parte din Europa, sau îți dai seama cât de departe sunt statele africane, deși harta. Este, pare, pare foarte mică, dar ea e construită de așa manieră încât să ne vedem bine, bine pe noi. Da, noi și hărțile noastre ale lumii au în centru Africa și Europa. De am fost în Australia și m-am uitat la hartă, nu înțelegeam ce se întâmplă cu mie, pentru că era Australia, China în centru și noi ceilalți în stânga, dreapta lor. Serios da, așa da, 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 da. da, da. da. E, pentru că ei sunt în centrul lumii la ei. Nu m-am gândit este... niciodată așa, deci harta australiană îi pune păi, pe, pe Globul la un moment dat poți să-l întinzi cum vrei tu, dar istoric, pentru că europenii au condus lumea atâtea a sute de ani, majoritatea hărților ne-au pe noi în centru. Și în Statele Unite Cine? cum o fi? Cine o fi în centrul hărților? Eu n-am fost Sincer, în Statele nu știu, am fost în Statele Unite, da. dar n-am, Foarte interesant de E, Meridianul Greenwich a fost setat la, în Marea Britanie și de la el pornim, dar nu este obligatorie. Uite, revenind un pic la exemple, la un moment dat la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, un program foarte frumos, foarte important, programul de reconversie profesională pentru sportivi care are problemă de framing. În momentul în care zici sportivului, reconversie profesională, păi te bagă în depresie din prima. lasă că nu vreau să mă gândesc, știu că va veni ceva după, dar nu vreau, și dacă o pui așa cu reconversie profesională pentru sportivi uh, și am schimbat numele în a doua carieră. Programul a doua carieră este același lucru, este aceeași uh, uh, gândire și aceeași obiective, dar dintr-o dată este a doua carieră pentru sportiv. Ai avut o primă carieră de succes, frumoasă, tot, băi, ai super șansa să mai ai o a doua carieră sunt puțini oameni. Sună încurajator, ba chiar un pic ademinitor la un moment dat. Hai să mai încerc da, și altceva. Da. Și oricum știm că vine a doua carieră, adică în modul care intri în sport, știi că vine a doua carieră, care va fi în afara sportului. Asta e o problemă separată, da. poate vorbim da. un, da. un pic mai mult despre asta, într-un moment, pentru că România e complet nepregătită și o grămadă de oameni care sunt în zona asta rămân fără o a doua carieră sau intră nepregătiți în sport, paranteză. În același timp se fac progrese, adică sunt programe, sunt proiecte, există există mici inițiative, deci în viitor o să fim mai bine, poate. Da. A, înainte, mai adaug un exemplu. Da, da, da cum rog. să am unul favorit pentru că locuitorii unui mic orășel din Germania, Wunziedel, aveau o mare problemă, pentru că acolo fusese îngropat Rudolf Hess, unul dintre liderii naziști, până în 2011, când a fost descumat și distrus mormântul lui pentru a încerca să limiteze pelerinajele naziștilor la mormântul lui. Uh, și acolo era un marș anual în care un grup de câteva sute, o mie de neonaziști uh, se adunau și mărșuleau în uh, oraș și au tot încercat să anuleze, să blocheze, să-l facă ilegal, n-au reușit, uh, până când au schimbat un pic și au zis hai să căutăm o altă abordare dacă uh, tot ce am încercat până acum n-am reușit. Și ce au făcut? Au colaborat cu un ONG specializat uh, în ajutorarea celor care vor să iasă din... Uh, uh, Mișcările extreme de stânga sau de dreapta se cheamă Exit și, practic, pentru fiecare metru parcurs de către acești neonaziști în defilarea lor, ONG-ul dona 10 euro. Deci, practic, s-au donat către ONG 10 euro pentru fiecare metru și au ieșit galerie locuitorii orașului, au venit din alte localități, hai, vă rugăm, haideți, cu balonașe roz, cu benere roz, cu, cu toate culorile, hai că puteți, hai că faceți. Și marcat pe șosea pe unde știau că mărșăluiesc, hai că ați strâns 5.000 de euro, hai că ați strâns 10.000, hai că mai puteți sau ce, hai să mai facem o tură pentru că mai avem nevoie de bani și ne ajută. Și a fost spectacol total și mega penibil pentru neonaziștii duri, mamă, luptători, plini de ură, tot. Să vadă toată bucuria din jur și uh, strălucirea și uh, uh, confetiile care uh, erau tot. Trebuie când am mai avut acel, practic l-au au făcut un reframing și din ce era un marș plin de ură a ieșit un moment plin de băi, ok... De, n optimist, zice, plin de dragoste, plin de, de optimism și de da. băi, hai să. Pă, a, asta este. Accept. Sunt curios dacă s-a mai ținut marșul după chestiunea asta, pentru că îmi dau seama că de fiecare dată când <sus> marșau iau s-adunau bani în fondul da. unei cauze. Și Nu, în asta, bune. dar era penibil, adică dintr-o dată este uh, penibil. Acum, uh, zona asta de framing, reframing uh, are și lucruri bune, are și lucruri mai puțin bune. Am un alt exemplu notat aici. Este că mergem la muzee, când mergem la muzee și ne uităm la o operă de artă, recomandarea ar fi să nu uităm din prima la etichete. Pentru că eticheta îți face un framing, te, te așează, îți dă o perspectivă și te face să vezi într-un anumit lucru. Este, hai să ne uităm la uh, operele de artă fără a citi eticheta inițial și apoi putem citi eticheta eventual și compara gândurile noastre și tot. Dar practic dacă intrăm în muzeu și începem și trecem de la eticheta la etichetă și după ce am citit eticheta ne uităm, Practic, ne uităm la lume prin lentila care ne-a fost dată de către cei care au scris eticheta. Și atunci nu vei mai putea ieși din cadrul respectiv. Îți va fi foarte Dar greu să practică. găsești da. Da. Alte, alte lucruri. Da. De ce v-am povestit asta azi? Pentru că e important să știți că cine transmite mesaje în societate, fie că sunt politicieni, administrație, afaceri, de la început stabilesc un cadru asupra privirii voastre. Nu vă lăsați să înșelați de chestiunea asta, și pentru că acest cadru poate fi modificat în mod pozitiv și negativ de fiecare dintre aceste instituții. La rândul vă puteți să-l folosiți în mod pozitiv chiar și atunci când vorbiți cu adolescenții voștri uh -huh. sau, da, iau exemplu de acasă, sau cu copiii. Schimbați mereu perspectiva sau când aveți discuții de controversă cu amici. Schimbați-le perspectiva asupra. Și dacă lucrurilor. nu merge o metodă, dacă vezi că nu merge o metodă, nu merge un discurs, nu merge. încearcă și altceva. Ieră, sunt afișele ilegale care, și în București încă domină orașul. Uh, poți să tot încerci să le dai jos, poți să dai amenzi, poți să faci tot. Ce-a făcut uh, autoritățile de localitate au pus pur și simplu deasupra tuturor afișelor ilegale anulat. Cum? Anulat. Anulat. De asta, deja asta deci, o, o bandă pe diagonală, anulat, 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 anulat. Deci, deci unde s-a anunțat un concert exact. da? și Ile... afișul Ile... era pus ilegal, exact. autoritatea primăriei un a În loc pus... să-l jos, da? a pus anulat. Astfel încât nimeni n-a mai pus acolo, pentru că era un efect devastator în momentul în care aveai anulat, 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 anulat. Uh, și atunci nu mai era ușoare și pisica, hai să alergăm după ei să le dăm jos afișele pe care le-au pus uh, noaptea, și ci... Oamenii s-au oprit, nu au mai pus uh, în locurile legale. Ah, ce interesant! Mulțumesc pentru această idee. <gânt> S-ar putea să rezolve niște lucruri în București. El este Lorand Barin, prietenul meu, specialist în marketing. Ne auzim și duminica viitoare, prieteni. Spor la treabă. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.